Mergem mai departe, acuzații grave din partea armatorului unei nave de pasageri la adresa primăriei și capitaniei din Sulina. Mai exact, bărbatul susține că vasul i-a fost mutat ilegal din port într-o zonă fără pază pentru ca hoții de fier vechi să acționeze în voie. În urmă cu doar câțiva ani erau, mai exact, acela era cel mai modern pasager fluvial de pe Dunăre. Acum a ajuns o epavă care pune în pericol navigația. Vedem materialul realizat de colegii mei. Aici era zona de comandă și de biroul comandantului, zona de odihnă. Aici era un fotoliu din piele pentru comandant și timonier. Iar tot ce vedeți aici erau computerele. Geamurile sunt sparte cu piatră, când e vandalizat. Aici era, se transforma în terasă, practic. Nu înțeleg de ce această vandalizare într-o manieră de genul acesta, adică putea fi valorificat. Așa arată astăzi nava Prinț Constantin, o epavă abandonată la un kilometru distanță de portul Sulina, lăsată pradă hoților de fier vechi. Au rupt, au încercat să... ăsta e aluminiu. Să rupă aluminiu ăsta, să ducă la fier vechi? Da. Este sigla navei, toate geamurile purtau sigla navei, crucea și ancora. Proprietarul navei se numește Caius Iliescu, un om cu afaceri în România și Italia. A cumpărat vasul în 2005, l-a modernizat și a început să efectueze curse private pe Dunăre. Era cel mai luxos pasager fluvial din România. Aici este salonul de jos, da? Unde suntem aici? Este tot salonul de jos. Problemele au apărut, spune proprietarul, în momentul în care a dorit să spargă monopolul Navrom în delta Dunării și să fie o concurență pentru transportul regulat de mărfuri și călători. Miza o reprezintă cele 2 milioane de euro, subvenții anuale de la stat. În acel moment, acuză armatorul, au început șicanele care au dus la distrugerea navei. Nava era la Dana 1, se numește, unde am avut contract, Dana 1, Sulina. De unde... Acolo am lăsat-o dumneavoastră. Acolo am lăsat-o eu, de acolo... Au tăiat cu toporul parâmele, au lăsat-o în derivă. Cine a făcut tot? Aceștia, SPL, Sulina, primăria, împreună cu acordul căpitaniei. Reprezentanții primăriei Sulina spun că proprietarul a acumulat datorii la administrația portoară, iar nava a fost mutată în 2017 în baza unei sentințe judecătorești. Pentru că nu avea pază, pasagerul a fost distrus în totalitate. Nu pot să înțeleg nici eu. Înțeleg să fi furat, dar nu înțeleg de ce a vandalizat. La rândul lor, reprezentanții capitaniei Tulcea susțin că au încercat în nenumărate rânduri să ia legătura cu proprietarul navei, care le-ar fi refuzat corespondența. Între timp, afaceristul a depus mai multe plângeri pentru distrugere și furt, dar și împotriva primăriei Sulina pentru abuz în serviciu. Mai multe anchete sunt în desfășurare, inclusiv una la DNA, dar din cauza pandemiei, audierile se fac cu dificultate.